Am muncit pentru acest meci, l-am analizat, dar FCSB-ul merge în permanență la victorie. Pe noi ne interesează aceste meciuri care au rămas de final de campionat să mergem doar și doar la victorie. Acest meci poate a fost un pic fracturat de unele greșeli, dar în totalitate cele mai multe ocazii sau ce ne-am creat mai mult am fost noi. Scorul poate putea fi mai mare, dar din punctul meu de vedere sunt mulțumit pentru rezultat. Cum a fost aceste zile cu băieții și dacă au înțeles ce ați încercat dumneavoastră să le explicați cu ajutorul lui Pintilii și celorlalți? Să vă spun sincer, am fost cam modest în aceste zile, pentru că mă acomodez greu, într-adevăr vin din club, dar mi s-a părut normal să ocup o poziție secundară, pentru că Pintilii a fost factorul principal și în care lui am dat încredere, pentru că a fost foarte mult aproape de jucători. Poate cu timpul o să fie o implicare mai mare din partea mea, dar v-am spus, vreau să le iau pas cu pas. Această apropiere de jucători, de conducere de, și așa mai departe. Până la urmă, această victorie va duce un pic mai aproape de obiectiv. Toate victoriile trebuie să le gândim, toate. Încercăm să obținem toate victoriile, dar trebuie să avem acum pe sfârșit de campionat o liniște și o liniște și, aș spune eu, pentru noi, psihic și fizic, să putem să construim, să încercăm să luăm gol cât mai greu și să încercăm să facem un joc numai spre victorie. Adică, dacă mă fac înțeles, mă interesează mai puțin spectacolul decât cele trei puncte. Păi nu. Acum depinde ce spectacol vreți. Vreți revistă, vreți comedie sau vreți ceva, un amalgam în care să fie și victorie. Noi ne dorim să fie în primul și în primul rând victorie. Ok? Da.